Vă rog aceste aplauze să fie pentru Orchestra Doina Argeșului și maestru dirijor Marin Mihalcea. Valentin Grigorescu, rămâneți unul dintre cei mai iubiți interpreți de muzică populară din zona Argeșului, care a înființat grupul folcloric, grupul bărbătesc Zavai Doc, este și directorul artistic al orchestrei profesioniste de muzică populară Doina Argeșului, a fost și membru juriului. Și câteva păreri, domnule director, despre concurenții care s-au prezentat la acest festival și ce anume, ce se spune acolo în juriu? Ce se spune în juriu nu pot să vă spun. De ce? Decât mâine. În schimb, de fiecare dată, de la an la an, aducem ceva nou aici în Pitești și sunt convins că dumneavoastră, publicul, spectator și telespectator, sunteți cei care câștigați premiul. Dumneavoastră ați ascultat cu mare atenție, sunt convins, toți concurenții. Pentru mine, deci dacă eu aș fi singurul membru în juriu, aș acorda premii tuturor celor care au urcat aici pe scenă. Să știți că este foarte greu să fii aici pe scenă și să ai așa 800... Aveți emoții, domnule director? Sau poate chiar mai mulți. Aveți emoții? Îndreptați către tine. Mărturisesc că de fiecare dată când urc pe scenă am emoții. Îi înțeleg și pe concurenți. Ei sunt cei care au câștigat. Ei au câștigat pentru că dumneavoastră i-ați aplaudat. Dumneavoastră ați câștigat pentru că dumneavoastră, publicul, sunteți cei care beneficiați de aceste perle folclorice, interpretate mai mult sau mai puțin bine. Important este că avem aici în Pitești Festivalul Național de Muzică Lăutărească Veche Zavai Doc. Este unic în țară. Noi încercăm să scoatem de la lada de zestre cântecul popular, cântecul lui Zavai Doc. De ce? Pentru că s-a născut aici la Pitești. Și noi, cei care suntem aici în Pitești, încercăm și poate că o să reușim ca peste vremuri cântecele noastre să dăinuie. Mulțumesc celor care întotdeauna au fost tâlp la tot ceea ce s-a întâmplat aici în Pitești, aici în Argeș, și dați-mi voie să-i mulțumesc personal domnului primar și să-l felicit pentru că datorită dumnealui, iată, astăzi din nou, piteștenii, argeșenii și, de ce nu, toată țara beneficiază de acest festival. Vă mulțumesc din suflet! Domnule Grigorescu, aș vrea niște aplauze furtunoase de la dumneavoastră pentru organizatorii celei de-a șaptea ediție a Festivalului de Muzică Lăutărească Veche Zavai Doc, respectiv Primăriei, Consiliului Local, dar și Centrului Cultural Pitești. Mulțumesc frumos și aș mai vrea, vă rog din suflet, aplauze pentru televiziunile care ne-au dat concursul astăzi, aici, la Pitești, și care fac posibil transmisiunea în toată țara. Iată că toată România va beneficia de aceste perle folclorice și vă rog să îmi permiteți să mulțumesc în mod special și prezentatoarei noastre, în aplauzele dumneavoastră, mulțumesc, Silvia Semeniuc, și vă rog să transmiteți postului pe care dumneavoastră îl reprezentați, mulțumirile oficialităților, mulțumirile noastre ale soliștilor. Noi mulțumim pentru frumos faptul că ne-ați invitat să preluăm acest spectacol extraordinar și mai trebuie să-i mulțumesc doamnei Carmen Dumitrașcu că a pus suflet foarte, foarte mult, s-a zbătut împreună cu domnul Grigorescu, împreună cu toți cei care s-au implicat în realizarea acestui festival. Felicitări și Doamne ajută să facă lucruri minunate de acum încolo.